pe acest guler se montează discul. Montarea discului nu are importanță pe ce parte. Vă salut, oameni buni, și bine v-am regăsit la un nou clip în care vreau să vă arăt cum se montează corect acest cuțit de tăiere metalic pe acest model de motocoasă, iar cu această ocazie aș vrea să vă spun și câteva norme de siguranță de care fiecare dintre noi, cei care utilizăm un astfel de utilaj, ar trebui să ținem cont. Voi începe montarea cuțitului de tăiere metalic plecând din punctul în care pe motocoasă nu am montat nici tamburul cu sârmă și nici cuțitul de tăiere. Și dacă ne uităm la pagina 5 din manualul de utilizare, vedem care sunt piesele necesare pentru această operațiune. Vom avea nevoie așa, avem nevoie de șurubul de blocare, avem nevoie de flanșa de sprijin care are aici niște caneluri și se montează cu această gaură în jos. Avem nevoie de această carcasă de sprijin, avem nevoie de disc de antrenare, avem nevoie de blocator și avem nevoie de cheia tubulară. Ordinea este următoarea. Mai întâi se pune acest disc de antrenare, care și el, vedeți, are aceste caneluri. El trebuie să stea aici în permanență, atât când se montează cuțitul de tăiere, cât și tamburul cu sârmă. Vedeți, el are aici un guler și pe acest guler se montează discul. Montarea discului nu are importanță pe ce parte se face, întrucât el se poate pune atât pe o parte cât și pe partea cealaltă. De reținut este faptul că acest model de cuțit are 4 lame de tăiere și fiecare lamă de tăiere are 2 zone active, 2 cuțite, vedeți? O dată pe partea aceasta, o dată pe partea aceasta. Și acum se pune cuțitul pe această zonă, pe acest guler. Aici este o gaură de un țol, după care se pune acest distanțier, se pune această șaibă care, v-am spus, are aceste caneluri și se pune șurubul care se rotește, se strânge în sensul invers al acelor de ceasornic. Acum voi lua blocatorul, îl introduc pe partea aceasta și cu cheia mai mare, voi începe să strâng. Și strâng bine până când mă asigur că discul stă foarte bine aici pe poziție și această piuliță este foarte bine strânsă. Acum că am finalizat montarea cuțitului de tăiere metalic pe motocoasă, apropo, motocoasa nu are încă benzină, tocmai din acest motiv am putut să o întorc pe cealaltă parte ca să-mi fie mai ușor cu montarea cuțitului, aș vrea să vă spun câteva norme de siguranță de care ar trebui să ținem cont de fiecare dată când utilizăm motocoasa, pentru că vrem sau nu să recunoaștem, este un utilaj destul de puternic și dacă nu este utilizat corespunzător, ne putem răni grav, pentru că poate fi foarte periculos. Și o să încep cu primul punct, respectiv înainte de a fi montat cuțitul pe motocoasă,
Trebuie să verificăm integritatea lui, trebuie să verificăm dacă este întreg, dacă nu are vreo lamă de tăiere ruptă sau dacă nu este îndoit. Un cuțit care este îndoit poate fi foarte periculos în timpul utilizării pentru că ne putem răni extrem de tare și recomandarea mea este că atunci când aveți un cuțit defect, este să-l înlocuiți. Mai bine dați niște bani și înlocuiți cuțitul decât, Doamne ferește, să se ajungă la cine știe ce neplăceri. Al doilea punct este montarea corectă a cuțitului. Da, trebuie insistat acest aspect, întrucât sunt situații în care, să zicem, folosim acum motocoasa, o punem în magazie și o mai folosim peste o săptămână, peste două săptămâni, peste o lună, peste două luni sau în sezonul următor. Și atunci, înainte de utilizare, este foarte bine ca să se facă verificarea dacă este montat corect cuțitul pe motocoasă. Eu am un fiu care este destul de curios și își bagă nasul în toate cele și cu atât mai mult trebuie să verific ca nu cumva, nu știu, cândva să se fi dus el să fi umblat pe acolo și atunci trebuie să mă asigur că acest cuțit este bine montat. Al treilea punct este legat de această protecție de plastic a motocoasei și spun asta pentru că nu de puține ori s-a întâmplat să văd oameni sau mai ales la cei care lucrează pentru domeniul public că utilizează motocoasa având cuțitul de tăiere, dar fără această protecție și din punctul meu de vedere este total greșit pentru că ea are un rol foarte bine stabilit aici, acela de a ne proteja și dacă, Doamne ferește, se întâmplă, nu știu, să se spargă cuțitul sau să lovească un obiect mai dur, o piatră, ceva, aceasta va fi de foarte mare ajutor. Așadar, nu dați niciodată această protecție jos. Punctul 4 al discuției este legat de faptul că în momentul în care eu cosesc cu motocoasa, mă asigur că în jurul meu nu este nimeni. Pe o rază de 5-10 metri nu este nimeni, mai ales că noi avem și doi copii mici, cu atât mai mult trebuie să fiu vigilent, ca să folosesc așa un termen mai pompos, dar asta e realitatea, trebuie să fiu foarte atent ca să nu fie nimeni în jurul meu în momentul în care utilizez motocoasa, pentru că nu se știe niciodată cum poate agăța o piatră sau un obiect dur sau pur și simplu se poate rupe cu o lamă de la cuțitul de tăiere și cine știe în ce direcție zboară. Punctul 5 este legat de echipamentul de protecție. Eu ori de câte ori folosesc motocoasa, mă asigur că am în primul rând bocanci în picioare pentru a-mi proteja degetele de la picioare, pantaloni lungi, eu folosesc acești blugi ca să-mi protejeze picioarele frumoase, să-mi protejeze tibia, pentru că este total neplăcut, știți și voi cu siguranță ce înseamnă să vă zboare o piatră în tibie. De asemenea, în zona capului, în zona feței, da, am ochelari de protecție și important este să fie folosite și căști de protecție. Până acum nu le-am folosit, deși aveam un set, doar că nu găseam căștile. Între timp mi-am luat un alt set de protecție. Și în plus, față de ce am spus până acum, folosesc și mănuși de protecție. Așadar, nu uitați protecție înainte de utilizare, pentru că este mai bine să prevenim decât să combatem. Și al șaselea punct este legat de transportul sau depozitarea motocoasei având acest cuțit de tăiere. Mai țineți minte în clipul de prezentare al acestei motocoase când am făcut unboxing-ul și mă uitam așa la acest dispozitiv și spuneam că habar nu am ce este? Între timp am aflat, m-am uitat și eu pe manualul de utilizare, am mai întrebat și eu în stânga și în dreapta și acest dispozitiv este de protecție a discului pe timpul transportului sau depozitării. Spre exemplu, în situația în care vreau să transport în mașină dintr-un loc în altul motocoasa și nu vreau să risc să-mi tai tapiseria de piele de la mașină sau în momentul în care pun motocoasa
în magazie și vreau să mă asigur că cine trece pe acolo nu se rănește în cuțit, voi folosi de fapt acest dispozitiv care se montează relativ simplu, vedeți? Se pune pe disc, o să vă arăt un close-up, și acum pot să pun oriunde această motocoasă fără grija că mă pot accidenta în cuțitele de tăiere. Mi-am atașat hamul, mi-am pus ochelarii de protecție, mi-am pus căștile, mi-am pus mănușile și acum pot să pornesc motocoasa. Apropo, am făcut și plinul. Pentru cei care vreți să vedeți care este raportul ulei-benzină, vă las în descriere clipul de prezentare. Și acum hai să pornim. Ridic șocul. Și mai țineți minte ce vă spuneam? Uitați cât de ușor se pune motocoasa pe ham. Vedeți? Practic nu am atins cu mâinile această zonă. Și mă apuc de treabă. Cam atât pentru azi, vă salut și vă transmit toate cele bune!